Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vom discuta despre rotația culturilor, pentru că au fost câteva persoane care m-au întrebat ce anume este bine să cultivăm după o anumită cultură. Ei bine, m-am gândit să fac acest videoclip special cu rotația culturilor. Am mai discutat și în trecut, dar acum vreau să fac un videoclip mai lung referitor la acest subiect, pentru că este un subiect important. Există un principiu de bază și anume acela de a nu cultiva de două ori la rând aceeași cultură care face parte din aceeași familie sau din aceeași categorie. În primul rând trebuie să știm familiile. Spre exemplu, pe familia Solanaceae știm așadar că din această familie fac parte cartofii, roșiile, ardeii, grași. Așadar, dacă am avut cartofi, spre exemplu, cultivați, în momentul în care îi scoatem, nu cultivăm legume care fac parte din aceeași familie, roșii, ardei, grași. Sub nicio formă nu vom cultiva iarăși cartofi în locul unde am avut plantați cartofi. Și exemplele pot continua. Luăm o altă familie, liliaceele. Dacă am avut usturoi și îl scoatem, nu vom planta următoarea cultură tot usturoi sau alte legume care fac parte din această familie, spre exemplu prazul, ceapa. De asemenea, legumele se împart în două categorii, a celor a familiilor și a categoriilor, și aici ne referim la leguminoase, rădăcinoase, legume de frunze. Iarăși, dacă am avut, să zicem, leguminoase, să zicem că am avut cultura de mazăre, am scos-o și vrem să punem altceva în loc, în același an sau în anul următor. Ei bine, din familia leguminoaselor fac parte fasolea, bob, linte. Deci, nu vom cultiva după mazăre fasole sau linte. Și invers, dacă am avut fasole, am scos fasolea, vrem să cultivăm altceva în același loc, în același an sau în anul următor, nu vom cultiva. Unde am avut fasolea, nu vom cultiva mazărea. Trebuie să avem, pentru că evident, nu vom ține noi minte toate familiile, toate legumele, nici la școală nu le-am învățat și nici acum nu le țin minte. Eu am în față tabelul și știu. În momentul în care eu scot o cultură, am tabelul în față și mă uit, văd din ce familie face parte cultura respectivă. Spre exemplu, să luăm, mă uit aici prin grădină și zic țelină. Am țelină de rădăcină și țelină de frunze, da? Și mă uit la cea de rădăcină și mă uit la categoria rădăcinoase, evident. Și aici intră morcovi, napi, țelină, păstârnac. Ei bine, dacă scot țelina, nu voi cultiva în același loc napi, morcovi, spre exemplu. Este foarte simplu să ținem cont de lucrurile acestea, pentru că avem tehnologia la îndemână, avem surse în care să ne documentăm și să ținem cont de ele. Spre exemplu, noi acum am început să scoatem cartofii. Pentru că a plouat mult, a început să se cam topească pur și simplu tijele, tulpinile cartofilor, și am preferat să începem să scoatem pentru consumul de vară o parte și eliberând astfel locul, să putem planta altceva în loc. În acest an, pur și simplu, vrem să plantăm în locul în care am scos cartofii altceva. Și atunci eu mă uit ce fac, pentru că nu cunosc familiile, categoriile, nu, încă nu le-am ținut minte, așa că eu mă uit pe tabel și zic, dacă am avut cartofi, în următorul an sau în următoarea cultură, pot să cultiv în locul lor leguminoase. Deci am avut cartofii Solanaceae, face parte din familia Solanaceae,
Și atunci, voi veni în al doilea an sau a doua cultură, în același an a doua cultură, voi veni cu mazăre, fasole, bob sau linte. Deci, în locul cartofilor, voi pune una dintre astea. Ori mazăre, ori fasole, ori linte. Trebuie să țin cont, evident, de faptul că ne aflăm la începutul lunii iulie și trebuie să ne gândim, desigur, și cât timp durează cultura pe care o vom pune după cartofi, spre exemplu. Iarăși, am avut ceapă. Undeva acolo am început să scoatem ceapa pentru că a început să se strice și din cauza ploilor, probabil, ceapa roșie, doar ceapa roșie, a început să se strice aici colo. Și atunci am preferat să o scoatem și să lăsăm loc unei alte culturi și în locul cepei am ales să cultivăm fasolea pitică, pentru că se dezvoltă foarte repede și noi punem la congelator pentru iarnă multă fasole păstăi. Și atunci, având acolo bulboase, pentru că ceapa face parte din categoria bulboaselor, evident, nu puteam să punem tot ceapă. E adevărat, am mai făcut un experiment și am pus, în locul în care am avut ceapa roșie, am pus ceapă de anul trecut deja încolțită, pentru că nu am avut spațiu în altă parte unde să o pun. Și am preferat să o pun acolo. Nu este recomandat și, evident, nu încurajăm pe nimeni să pună ceapă după ceapă. Dar noi am făcut acest lucru din simplu fapt că nu am avut unde să o mai punem. Am scos absolut tot în zona aceea de ceapă roșie și am semănat fasolea pitică pentru că asta consumăm. Deci fiecare trebuie să țină cont de mai mulți factori. Și primul factor principal este ce consumă fiecare, ce necesități are fiecare. Aș fi putut, spre exemplu, în locul cepei, să pun altă leguminoasă. Aș fi putut să pun mazăre, linte sau bob. Dar noi am pus fasolea pentru că fasolea consumăm pe timp de iarnă. De ce este indicată rotația culturilor? Pentru că fiecare legumă are propriile necesități în sol și rotația culturilor în fiecare an și iarăși fac referire la rotația culturilor dintr-un singur an, adică anul în curs. Când vorbim despre rotația culturilor, vorbim de rotația culturilor din anul în curs și rotația culturilor din anii următori. Îi fac referire la ambele. Fiecare cultură are propria necesitate și, spre exemplu, ceapa și usturoiul consumă foarte mult azot. În momentul în care scoatem ceapa și usturoiul, terenul acela nu mai are prea mult azot. Și atunci, ca să compensăm, ca să îmbunătățim solul, venim cu o cultură de leguminoase, pentru că leguminoasele absorb azotul și îl fixează în sol. Leguminoase precum mazărea, fasolea, lintea, bobul. În acest fel pregătim cultura următoare, o cultură care are nevoie de azot, de îngrășământ, de... și acestea ar fi în mod special roșiile și ardei, solanaceele, care au nevoie de un pământ bogat și mai ales de azot. De aceea este foarte importantă rotația culturilor, să știm cum anume îmbunătățim solul. Acum, făcând referire la îmbunătățirea solului, îndrăznesc să spun din propria experiență că în anii trecuți noi am îmbunătățit solul doar cu gunoi de grajd și am avut recolte foarte frumoase.
nu știu ce s-a întâmplat mai exact de 3 ani încoace, nu am mai avut aceleași recolte, mă refer în mod special la inimă de bou, la roșii, la roșiile, soiul inimă de bou. Nu am mai avut aceleași rezultate de 3 ani încoace, dar până acum 3 ani, noi am îmbunătățit mereu solul cu gunoi de graj, în mod special cu gunoi de pasăre, an de an, și am avut recolte minunate. Din cauza faptului că de 3 ani încoace nu am mai avut rezultate cu soiul inimă de bou, am preferat să schimbăm, ne-am gândit că poate undeva noi am greșit, am insistat pe îmbunătățirea solului doar cu gunoi de graj și numai gunoi de graj. Și cenușă, am mai aruncat și cenușă. Și anul acesta am făcut ceva nou și anume am... atât în seră cât și aici în grădină, am preferat să îmbunătățim solul cu culturile verzi, cu covoarele verzi și am experimentat diverse culturi, muștar, spanac, nu mai mi-aduc aminte acum, am pus și grâu, am făcut covor verde din grâu și crăițe și am mai experimentat, nu mai mi-aduc aminte exact acum, dar am zis anul acesta vom face așa, atât în seră cât și în grădină. Și nu am mai băgat gunoi de grajd, în seră nu am băgat absolut deloc gunoi de grajd și nici afară unde am plantat roșiile nu am mai pus gunoi de grajd, doar m-am axat pe covorul verde, deci pe îngrășământul verde, cum s-ar spune. Acum nu știu dacă a fost o alegere bună. Eu cred că nu a fost tocmai o alegere bună să ne axăm doar pe îngrășământele verzi. Cred că trebuia să facem cumva un echilibru, adică să îmbunătățim și cu gunoi de graj și cu culturile verzi. Anul viitor, bineînțeles că vom face jumate-jumate, adică vom încorpora culturile verzi acolo și vom veni și cu gunoiul de graj la fel încorporat în sol, pentru că solul are nevoie de nutrienți și din ce am constatat și noi, gunoiul de graj este esențial pentru obținerea rezultatelor frumoase.